Salutare, prieteni! Astăzi vreau să curățăm senzorul MAP. Ok. Am făcut revizia, să zic așa, 2 ani de zile. Niciodată ei nu vor curăța acest senzor, cei de la service, de la Hyundai. Ok. Filtrul l-au schimbat, de aer de abitacul, uleiul, filtrul de ulei, însă acest filtru, care este acest senzor MAP, care este acesta, nu l-au curățat și nu l-au curățat niciodată. Deci, primul care îl facem, vom ridica acest plastic. Ok. Desfacem. Conectăm mufa de la senzor cu o cheie de 13, scuzați-mă, de 10. Desfacem. Mai mult ca sigur, eu am 34.000 de kilometri. Mai mult ca sigur, senzorul va fi foarte murdar. Ok? Nu-l vom vedea. Uitați-l cum arată, cât este de murdar. Ok? Ar trebui să-l curăț. Ok? Pentru a-l curăța, folosesc acest produs. Ok? Cu șurubelnița am dat încet o margine și am curățat cât de cât grosul. Acum voi face cu produs. Am curățat și cu produs. Acum lusă cu o cârpă. Curățăm bine. Ce este o operațiune care putem să facem toți fără să mergem la mecanic. Ok? Ok, mai trebuie să dau puțin. Ok. Mi-a curățat bine acest senzor. Niciun mecanic nu va curăța acest senzor. Se vede, este acum curățat. Ok? Cum era înainte și cum este acum. Aveți grijă când intrați cu șurubelnița înăuntru să nu
zgâriați prea rău acel punct metalic din fund, din capătul senzorului. Ok. Bun. Eu zic că este curățat acum. Deci era murdar după 34.000 de km. Acum văd că am și aici puțină mizerie. Ok. Bun. Făcut. Practic, senzorul MAP este curățat de mizerie. Acest lucru puteți să-l faceți singur, fără să mergeți la mecanic. Îl punem înapoi. Șurubul. Ok. Strângem bine cu cheia. 10. Ok. Așa e. Ok. Punem din nou mufa. Ok. Punem capacul din plastic înapoi și cam asta este tot. Am curățat senzorul în 2 minute, 3 minute, 5 minute. Ok. Acum mai merge mașină și voi porni motorul. Va vedea dacă mi-a arătat cumva vreo eroare. Ok. Deci, nu am nicio eroare decât frâna de mână care am trasă, centura, că n-am pus-o. Deci este ok. Nu e că se întâmplă nimic dacă umblați acel senzor. Cel mai bun lucru se poate întâmpla, să-l curățați cum trebuie. Și l-aveți întotdeauna curat. Într-un video următor vom curăța și această sondă de aici, ok? Soda Lamba. Ok, o zi bună!